Adina Păduraru vă prezintă știrile Info Capital. Domnilor, domnilor, bună ziua, la mulți ani și bun găsit la știri! Anul 2018 are semne bune pentru cetățenii municipiului Petroșani. Chiar dacă bugetul local va fi afectat de scăderea cotei impozitului pe venit, taxele și impozitele nu se vor majora. Doar pentru salubritate, petroșenenii vor plăti cu un leu mai mult. Petroșenenii care se așteptau ca anul 2018 să vină cu majorări semnificative ale taxelor și impozitelor trebuie să știe că acest lucru nu se va întâmpla. Deși bugetul este afectat destul de mult de scăderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, administrația a decis să nu mărească contribuțiile cetățenilor. Astfel, în 2018, toate taxele rămân la aceleași valori în Petroșani. Taxele au rămas neschimbate. Acum așteptăm să apară legea bugetului de stat, pentru că ea n-a fost încă tipărită în monitor oficial, după care, în funcție de cum apare această lege, vom începe și noi să ne facem calcule pentru construcția bugetului pe 2018. Salubritatea pare să fie singurul lucru până acum pentru care petroșenenii vor plăti mai mult cu un leu pe cap de persoană lunar. Această majorare este cauzată de faptul că tarifele pentru transportarea și depozitarea gunoiului menajer la deponeul ecologic de la Bârcea Mare sunt mai mari. Taxa de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor menajer este acum 7 lei de persoană. Viteza prea mare pe pârtii, dar și neatenția au fost cauzele mai multor accidente în stațiunea montană Straja. Între Crăciun și Anul Nou, salvamontiștii au avut 40 de solicitări, în 26 din cazuri fiind nevoie ca persoanele rănite să fie transportate la spital cu ambulanțele SMURT. Salvamontiștii din stațiunea montană Straja atrag atenția asupra accidentelor petrecute pe pârtile de schi, în condițiile în care schiorii nu își adaptează viteza de coborâre la experiența pe care o au în practicarea acestui sport de iarnă, avertizând totodată și asupra pericolului pe care îl reprezintă folosirea bopurilor din plastic în zonele neamenajate pentru sănii. Între Crăciun și Anul Nou am avut 40 de solicitări, în 26 de cazuri fiind nevoie ca persoanele rănite să fie transportate cu ambulanțele SMURT. De asemenea, în minivacanța de Anul Nou au fost consemnate 16 accidente, dintre care jumătate au avut nevoie de evacuarea cu ambulanțe. Au fost fracturi, traumatisme lombare și diverse plăgi, a declarat șeful Salvamont Straja Lupeni, George Resiga. Cu un strat de zăpadă bătută de circa 30 de centimetri, starea pârtilor din stațiunea montană Straja este bună, ele fiind cotate cu nota 8 în condițiile în care în zonă a nins și se mai așteaptă să cadă zăpadă. Salvamontiștii recomandă turiștilor să nu plece pe trasee fără să anunțe la punctele Salvamont, deoarece vremea este închisă, iar vizibilitatea este scăzută din cauza ceții. De asemenea, există cornișe de zăpadă în zonele viscolite, iar abordarea greșită a acestora poate declanșa avalanșe. Aproximativ 3.000 de turiști s-au aflat în stațiunea montană Straja de Anul Nou, o parte dintre ei încheiindu-și deja mini-vacanța. În prezent, salvamontiștii au estimat că în Straja mai sunt circa 1.500 de turiști, între care se numără și elevi aflați în taberele de iarnă. Bucurie mare la Timișoara și Arad în noaptea de Revelion pentru 6 familii cu care Anul Nou a fost foarte darnic. 6 copii au venit pe lume în prima zi a Anului Nou, 4 la Timișoara și 2 la Arad. La Timișoara, primul născut al anului 2018 a fost o fetiță sănătoasă Tun, care a venit pe lume la maternitatea Odobescu la doar 10 minute după ce a bătut gongul de la miezul nopții. Alți 3 copii s-au născut în dimineața primei zile din an, iar cu toții sunt perfect sănătoși. La Arad, un băiat și o fetiță au venit pe lume în ziua de 1 ianuarie. Dragoș David și Andreea Merghel sunt bebelușii care au văzut lumina zilei pe data de 1 ianuarie 2018 la maternitatea Spitalului Județean Arad. Se spune din bătrâni că micuții născuți în prima zi a anului vor avea noroc întotdeauna și vor duce o viață lipsită de griji. De anul acesta, mașinile mai vechi de 12 ani vor trebui să facă mai des inspecția tehnică periodică, în timp ce pentru autovehiculele noi, intervalul de prezentare la stațiile ITP va fi de 3 ani. Noile reglementări sunt prevăzute într-un act normativ apărut recent în monitorul oficial, care transpune în legislația națională o directivă europeană.
Potrivit noilor reglementări, de la 1 ianuarie 2018, în cazul mașinilor cu o vechime de 12 ani sau mai mult, inspecția tehnică periodică va fi obligatorie anual, nu odată la 2 ani, cum era până acum câteva zile. Totodată, autoturismele vor putea trece ITP-ul cu defecte minore. Mai precis, dacă deficiențele constatate nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impactului asupra mediului. Dacă se constată însă defecte mai grave, acestea trebuie reparate în maximum 30 de zile. Pentru mașinile mai vechi de 12 ani se va respecta data înscrisă în certificatul de înmatriculare pentru efectuarea următoarei inspecții. În cazul autoturismelor din import care se vor prezenta în anul 2018 la REARE pentru eliberarea cărții de identitate, se vor aplica noile reglementări. De asemenea, se va elibera și un document care atestă rulajul mașinii. Certificatul de inspecție tehnică va cuprinde informații referitoare la numărul de kilometri la bord la momentul efectuării ITP-ului, iar la următorul ITP, acest certificat va trebui să fie prezentat oricărui inspector de la orice stație de inspecție tehnică unde va merge să își facă ITP-ul. La o vânzare, acest certificat trebuie solicitat de către cumpărător. După mesele copioase de sărbători de care cu toții ne-am bucurat, în primele zile din 2018 începe lupta cu kilogramele în plus. Pe lângă o dietă bazată pe mâncare sănătoasă și salate, specialiștii vă recomandă înnotul. Locuitorii Văișiului sunt norocoși și asta pentru că la Petroșani există un bazin de înnot modern construit după ultimele standarde europene. Bazinul de înot didactic din municipiul Petroșani a fost luat cu asalt astăzi, încă de la prima ora dimineții, de cei care au ambiție și își doresc să dea jos kilogramele acumulate de sărbători. Înotul este sportul perfect pentru că oferă beneficii majore pentru sănătate, indiferent de pregătirea fizică pe care o are fiecare practicant. Beneficiile obținute în urma practicării acestui sport se observă atât asupra minții, cât și asupra siluetei. Pentru ce ai decis să vii aici? Pentru a mă simți bine și pentru a face puțină mișcare după sărbători. Vii des? Da, destul de des. Acum mi-am făcut un abonament de 12 ședințe și încerc să mă folosesc cât mai mult de el. Dar cât e de important o astfel de mișcare? Este foarte important, mai ales pentru mine, pentru că sunt la facultate de sport și mă simt bine, mă simt că mă destind aici. Nici cei trecuți de prima tinerețe nu se lasă mai prejos, ba mai mult, pentru ei înotul este la ordinea zilei. De când s-a deschis bazinul, vin aproape zilnic și asta pentru că înotul îi menține în parametrii corporali normali. După toate sărbătorile astea în care, ca toți românii și eu la fel, am dat cu sarmale, cu șprițuri și cu altele, este o zi binevenită, iată suntem în 3 ianuarie, și bazinul funcționează la parametrii totali. Și asta datorită bunei administrări pe care zi de zi o fac cei angajați în frunte, bineînțeles, cu domnul Popa, pe care îl felicităm în numele celor care înoată astăzi și să funcționeze bazinul total. Ca specialist, profesor de sport, Importantă este mișcarea acum după... Și eu am învățat de la TVR1 și spune faceți în fiecare zi câte 30 de minute de mișcare și beți 2 litri de apă. Sigur, păstrând proporțiile, toată lumea trebuie să ne mișcăm, mai ales de la o anumită vârstă în care fiecare gram luat în plus contează. Bazinul de înot didactic din Petroșani se bucură de un aflux de persoane mare în această perioadă. Oamenii de toate vârstele vin la bazin pentru a înota, dar și pentru a intercala turele de înot cu câteva minute de saună. Costurile unei ședințe de înot sunt relativ mici. Pentru 2 ore, un adult trebuie să plătească 12 lei, iar pensionarii, elevii și studenții doar 8 lei. Pentru cei care optează pentru abonamente de către 12 ședințe, se aplică și anumite discounturi. La înălțime și la propriu și la figurat. Așa au petrecut noaptea dintre ani peste 500 de persoane care au ales de Revelion rusul Grand Ballroom. Vedem un scurt rezumat în cele ce urmează. Cum
timp, una dintre ani a fost cu totul aparte pentru sute de persoane care au ales să înceapă anul 2018 într-un ambient de excepție, cu mâncare deosebită, joc, voie bună și alături de cei dragi la Rusu Grand Ballroom. Bună seara, dragii mei! La mulți ani! Bună seara! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur că mă petrec alături de dumneavoastră în această seară. Cei mai frumoși, hai, sunteți și mulți! Bravo! Eu am venit să vă cânt iar dumneavoastră să jucați. Dacă... uite ce rundă, să mă audă Domnul. Dacă vreți să vă meargă bine anul ăsta, trebuie să jucați alături de mine. Să trăiești, să fii sănătos și să stihnească. Abia aștept să gat și eu de cântat să mă îmbăt. Hai, începem cu Ramadan Ochimător pentru toată lumea. Prezent aici, petrecere frumoasă și tot ce vă doriți dumneavoastră. Doamne ajută! Ramadan Ochimător, te lumina stelor. Artiști de renume, DJ, lasere, dar și focul de artificii au făcut ca revelionul organizat la Rusu Grand Ballroom să fie unul la superlativ și cel mai mare din Valea Jiului. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, să aveți o zi cât se poate de liniștită!